Stimați telespectatori, în domeniul legislației libertății de exprimare, cum bine știți, parlamentele care s-au succedat au lăsat multe lacune, asta în cel mai bun caz, pentru că în cel mai rău caz, ceea ce mi se pare extrem de reprobabil, este că au manifestat uneori tendințe restrictive. Cum bine știți, s-au încercat majorări de pedepse în materia aceasta a libertății de exprimare, care vizau indiscutabil jurnaliști. Dar tot atât de grea mi se pare faptul că până la ora actuală nu a fost adoptată încă o lege privind libertatea de exprimare, în schimb există, și nu tocmai lipsită de ambiguități, o lege a secretului, a secretomaniei. Cum nici eu și nici invitații mei din emisiunile anterioare nu am avut niciun moment pretenția a fi epuizat acest subiect pe atât de incitant, pe atât de finitoriu pentru exercitarea profesiei de jurnalist, am plăcerea să fi acceptat invitația noastră astăzi o reputată și distinsă jurnalistă, doamna Jeana Gheorgheu, lector la Școala Superioară de Jurnalistică, disciplina audiovizuală. Vedeți că se tot discută dacă este sau nu este necesară o lege a presei. Cred că lucrurile și-au origine aici. Se dorește o lege a presei de către autorități, în măsura în care ea poate să constrângă jurnalistul. Deci nici măcar o lege a presei nu este gândită din perspectiva în care iar trebuie să deschidă căi prin care să fie lăsată cu adevărat, așa cum Constituția, cea de până acum, înțeleg că vom purcede la rescrierea ei, sau dumneavoastră veți purcede la rescrierea ei, juriștii, dacă v-a întrebat cineva, cu siguranță veți ști ce să faceți acolo. Cel puțin Constituția nu face trimitere la o libertate de expresie ce ne este oferită nouă jurnaliștilor ca un bun pe care, de fapt și de drept, cred că ni l-am cucerit atunci în noaptea aceea fierbinte de decembrie 89. Într-adevăr, observația dumneavoastră în ceea ce privește în această lege a presiei este riguros exactă. Am avut prilejul de multe ori când se cere o lege a presiei, imediat se raportează mintea la pedepsele care ar putea fi aplicate jurnaliștilor și eu zic că din punctul ăsta de vedere nu avem nevoie de o lege a presiei. E suficient un cod deontologic profesional. Ori de câte ori să face această, cum să zic, apropiere între legea presiei și sancțiuni. Sancțiunile în toate vremurile, în toate timpurile, în toate statele, sunt prevăzute în codurile penale ale statelor. Dar acum se dorește legea presiei, tocmai pentru, zic eu... Să puteți fi impresia mea greșită, de aceea vă întreb și aș fi bucurat să mă combateți. Nu cumva această preocupare permanentă de a ajusta limitele de pedeapsă, așa cum ele sunt prevăzute în momentul ăsta în lege, vin dintr-o neputință aplicării corecte a legii? Corect. Cu pentru că eu, dacă mă uit bine în jurul nostru, la urma urmelor, majorarea pedepselor nu rezolvă problema. Și ca un resort natural, vine să așeze lucrurile parcă un pic mai grav decât înainte. Categoric. Categorie, vă spun și din punct de vedere al juristului, deci aceeași observație o fac, pentru că aici nu contează mărimea pedepsei, niciodată, ca la toate celelalte infracțiuni, contează iminența aplicării unei pedepse. Când pedepsa atârnă ca sabia lui Damocle și este aprobată și aplicată de îndată, are o eficiență. Când o pedeapsă este aplicată peste zeci de ani, să știți, atrage compătimirea, să știți. Aplicată sau nu, pentru că aveți la vă, domnule, suficiente exemple de lucruri grave, gravisime chiar în societatea românească, nepedepsite sau lungite într-atât încât pot fi prescrise faptele de acolo, pentru că oamenii trebuie protejați, iată, tocmai de legea care ar trebui să sancționeze unde este cazul să sancționeze. Și din contră este drastică, este intransigentă, este aplicată cu rigurozitate, cu promptitudine, acolo unde se întâmplă mărunțișuri, nu mai evoc aici cazurile celebre cu cel care fură trei roșii și cu cel care devalizează o bancă, nu? Așa. Este într-adevăr dramatic. Dar ne-am propus să discutăm despre libertatea de expresie și dați-mi voie să fac o mărturisire pe care în general femeile o evită. Am trăit destul de mult ca să fie trecut prin toate încercările de a se face o lege a presei în România. În România vă spun lucrul ăsta ca să vă amuzați.
În anul în care am terminat eu universitatea, nu exista o lege a presei și ca atare nu exista și un nomenclator de funcții. Așa încât ziarul unde m-a angajat redactor anul întâi, ca să inventez o funcție. Fix după vreo lună, o lună și ceva, a intervenit această primă lege a presei, deci ceea ce vă spun se întâmpla în 69-70, care legea presei stabilea și nomenclatorul de funcție și ca atare ierarhiile, nu posibilitatea de a trece de la o treaptă la alta profesională. În general, lucrurile astea se exprimau și în salariu. Deci, dacă eu mi-am început profesia de jurnalist, ca fiind redactor anul întâi și cu un salariu de 1525 de lei, fix după o lună de zile, când în sfârșit legea mă proteja, am căpătat calitatea de redactor stagiar și mi-a crescut salariul cu 100 de lei mai puțin, adică am avut 1410 lei. Dar de atunci până astăzi am trecut prin toate etapele în care s-a încercat un fel de a reglementa activitatea jurnalistului, dar totdeauna dinspre cei care au vrut să îngrădească posibilitatea de a greși. N-aș vrea să fiu rea și aș propune mai curând să ne amuzăm și aș zice că de ceea ce mie e cel mai frică în țara asta este că tot timpul cineva are o mână protectoare asupra mea și are grijă că eu să nu greșesc. Pentru mine ar fi mai convenabil să mă lase să greșesc ca să pot să-mi asum răspunderea cu adevărat și să mă asum până acolo încât să știu dacă am greșit și care este nivelul de pedepsă pe care îl merit. Cred că suntem într-un moment în care o asemenea lege ar veni să consfințească o tendință care o dibuim că începe să se nască și să se așeze vigoros printre noi, care, din păcate, îmi amintește de vremuri foarte complicate profesional, în care oamenii care aveau grijă să nu greșim, alcătuiau chiar liste de cuvinte care nu trebuiau rostite. Este o perioadă în care eu am petrecut câțiva ani buni în radio, pedepsite fiind de la televiziune, unde nu eram suficient de riguroasă cu regulile partidului și cu disciplina ca atare, neștiind ei că, de fapt, radioul va fi pentru mine un mare dar, că voi descoperi o altă profesie și care m-a pus să mă gândesc inclusiv la uneltele de expresie, la felul în care îmi fac meseria, cu ce mijloace. În fiecare săptămână, dacă nu de două ori pe săptămână, exista un consiliu ocult, așa, care stabilea ce cuvinte trebuie să dispară din limbă. Din limba jurnaliștilor, pentru că, fiind o chestiune de propagandă, lucrurile erau extrem de simple și ar fi aproape fascinant, cred, să faci o teză de doctorat pe tema asta, întrucât era cu mult mai eficientă această cale de a determina mentalitatea oamenilor decât propaganda directă cu lozinci, cu invitările pe stadion, pe care toți le priveam cu oarecare ironie. Dar felul în care matricea de gândire a individului era determinată astfel, era diabolic, absolut diabolică. Sigur că cu atât mai virtuoși sunt cei care au demonstrat că reușesc să folosească limba română, chiar dacă amputată de cuvinte esențiale pentru ea. Gândiți-vă că în fiecare zi mai apărea cineva care descoperea că nu poți rosti cuvântul plai, pentru că ar fi de origine maghiară. Nu poți spune meleag, că ar fi de origine maghiară. Nu pot spune ținut, pentru că noi eram un stat unitar. Atenție! Cum zice astăzi în Constituție că suntem? Unitar, suveran, independent, nu? Deci, să avem grijă. N-aș fi putut spune niciodată că m-am întâlnit cu bucureșteanul X sau cu craioveanul Y, și pentru că asta ar fi însemnat că România iarăși nu este unitară, nu? Are tot soiul de împărțeli geografice arbitrare sau artificiale, în niciun caz realitatea trebuie să fie aceea de stat unitar și de plin consistent. Ce să vă zic, o sumetenie de asemenea năzbătii, care însă, în ce mă privește, fiind un om pasionat de limba română până la disperare, îmi plac toate cuvintele ei, am descoperit un fel de a vorbi cu cuvintele lor, spunând însă ceea ce ei cred că auzeau bine ce spun, dar exprimând cu totul altceva. Era un joc fantastic de a construi cu cuvintele limbii române și am reușit să folosesc sintagme și lucruri care nici prin cap nu le dădeau,
deși exista un serviciu de cenzură și genericul dumneavoastră spune, propune ca temă de discuție cenzură versus autocenzură sau invers, autocenzură versus cenzură, de fapt răsturnând lucrurile într-o realitate pe care, repet, mă tem că începem să o trăim. E un exercițiu pe care l-am făcut de a ne apropia termenii autocenzurii. Apropo de legea presiei din 1974, care, mă rog, 74 a doua variantă. Ați gustat-o, da? Varianta a doua, da? După mine, deci, citindu-o la vremea respectivă, am și scris, nu? Legea presiei avea trei mari capitole, legea presiei din 74, nu? Capitolul 1, care conținea vreo 23 de articole, din care rezulta că partidul are dreptate. Următoarele 20 de articole ziceau partidul are întotdeauna dreptate. Și capitolul 3, când partidul nu avea dreptate, s-aplică capitolul 1 și 2. Apropo de libertatea de care vă spuneți, de obicei libertatea în general, ca și libertatea de exprimare în special, creează uneori o ispită pentru mulți dintre noi, nu, care îi îndeamnă până la urmă să depășească limitele exercițiului corect al libertății de exprimare. Acum problema este, mergând pe titlul emisiune, înainte, cum bine ziceați, exista acea autocenzură, nu? Autocenzură, dacă nu făcea autorul de autocenzură. Și să fim în clar, în această profesie, autocenzura, în sensul cel mai deplin al cuvântului, trebuie să funcționeze. În sensul că există niște norme profesionale, ca în orice profesie există un ABC, o gramatică a profesiei, pe care trebuie să ți-o însușești și trebuie să o aplici cu rigurozitate. Dacă ești profesionist, dacă ești urechist ca în muzică, nici n-ai de unde să știi că el există. Deci autocenzură în acest sens, în sensul că îți cenzurezi excesele, că îți cenzurezi pornirile potrivnice sau exercițiile neprofesionale în domeniul în care, mă rog, ești jurnalist, este una, și a face autocenzură în măsura în care dovedești exces de zel și vii în întâmpinarea unor interdicții care ar putea apărea dacă, este cu totul altceva și aia este moștenirea gravă de care ar fi trebuit să ne fi despărțit. Înainte vă mărturisesc, deci am funcționat ca președinte al Tribunalului Municipiul București și judecători foarte mulți ani, 35 de ani, și vă rog să mă credeți, în toată profesia mea, n-am pronunțat sentințe decât în cazuri a doi ziariști, de-a lungul vremii. Mă refer la, cum să zic, la puzderea asta de procese cu care s-a iscat contra ziariștilor. Și au putut fi judecate bine la vremea respectivă, pe prescripțiile codului penal, care o să, dacă o să avem timp să discutăm, sunt mai avantajoase decât cele propuse în legea presii, să știți. Pentru că acolo avem și o probă a verității, nu este simplu a demonstra o infracțiune de calomnie. Iar condamnările care s-au dat și dumneavoastră cu toată obiectivitatea au zis că nu toate cazurile au fost greșite, nu? Pe mine, ca jurist, m-a interesat și m-a frapat acele condamnări unde părțile vătămate au fost magistrați. Sunt condamnări care nu mi-au plăcut, doamna Gheorghiu, pentru un motiv că nu sunt credibile, că ar fi reale, nu când un magistrat nu iese în întâmpinarea altui magistrat și condamnă un ziarist. Deci sunt multe lucruri de făcut, dar urmează, înainte urma, și dumneavoastră știți bine, când nu exista acest self-control, autocenzura, urma cenzura. Acum avem cenzură. Cum o vedeți dumneavoastră? Mai avem cenzură? Mai trebuie să existe? Pot să vă spun cu certitudine că în legea organică 41, care guvernează felul de organizare și de funcționare al societăților publice de radio, respectiv de televiziune, lucrurile sunt corect puse în pagină. Și zice că și-au generat fiecare din cele două instituții și contracte colective de muncă, la rândul lor stabilind că autocenzura este, că cenzura este definitiv abolită, că nu se poate exercita niciun fel de cenzură, că în sensul de presiune asupra individului. Dar o să încerc să mă explic cu un exemplu. Dacă în calitatea de coordonator al unui colectiv, indiferent că este vorba de o secție, de o redacție, de o direcție, de un canal sau de un post de dimensiunile serviciului public de radio, în mod natural ai obligația de a cunoaște conținutul. În mod natural ai obligația și ca atare trebuie să te exerciți astfel, să controlezi felul în care
un anume program pe care l-ai stabilit împreună cu cei care produc emisiuni este respectat. Ce te faci însă atunci când, ca întotdeauna, repet, excesele de omind, se invocă libertatea de a se exprima? E măsluită, e carte măsluită în chestia asta, da? Sigur, are un corectiv. Ești liber să te exprimi, dar în niște limite pe care le-am stabilit împreună.